Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție specială de Agricultura la Raport, de aici, de la Arad, de la Agro Malim. Iată că dacă avem o ediție specială, avem și trei invitații speciali. Spun eu, sunt trei fermieri de succes, cred că toată lumea îi știe, îi cunoaște, chiar dacă vorbim de generații diferite. Sunt trei oameni care lucrează în agricultură și o fac foarte, foarte bine. Am plăcerea să am alături de mine, astăzi aici la Arad, trei domni. Dați-mi voie să vi și prezint și o să încep cu domnul Dimitrie Muscă. Bună ziua și bine ne-am găsit aici la Arad, la dumneavoastră acasă. Pot spune că ne sunteți gazdă într-un fel pentru că sunteți arădean. Bună ziua, bine ați venit din nou la Arad, ne bucurăm că sunteți între noi, că ați venit să vedeți târgul de la Arad, târgul din vest, care este cel mai puternic pe zona de vest a țării. Îl salut și pe fiul dumneavoastră, pe domnul Călin Muscă. Dumnealui apare mai rar la televizor, dar iată că am reușit să-l conving să vină alături de dumneavoastră și alături de domnul Cosmin Micu. Îi mulțumesc și domnului Călin Muscă pentru faptul că e prezent aici în cadrul târgului. Știu că are multă treabă în fermă, în firma pe care o conduce, dar și-a făcut timp pentru telespectatorii Agro TV să fie aici preț de două ore. Bună ziua! Știți cum se zice, unii mai mult cu media și ceilalți cu producția. Corect, e foarte adevărat și nu în ultimul rând, domnul Cosmin Micu, un fermier tânăr, dar un fermier de succes, nu de puține ori l-am prezentat la Agro TV, l-am arătat publicului pentru că face treabă bună și e un tânăr pe care eu, unul personal, îl apreciez tare mult. Bună ziua, mulțumesc de invitație, mă bucur că faceți astfel de emisiuni de aici, din mijlocul târgului, unde putem să ne mai spunem și noi problemele, bucuriile cu care ne confruntăm în agricultura. E foarte adevărat ce a spus dumneavoastră. O să încep cu domnul Dimitrie Muscă. Pentru a câta oară aici la târg la Arad? Pentru că, iată, suntem la ediția cu numărul 30. A început acest eveniment în 1990. Au trecut aproape 30 de ediții, pentru că numai mâine mai e târgul deschis pentru publicul larg, dar cei care au ratat ocazia să vină aici la târg pot vedea emisiunile noastre, pot vedea materialele noastre, pentru că noi cei de la Agro TV suntem aici pe toată durata acestui eveniment. Da, nu am lipsit la niciuna din edițiile târgului de la Arad. Era obligatoriu să particip, fiind arădean și făcând este târg de agricultură și puțină industrie alimentară. Este păcat că nu avem zootehnia aici în această perioadă, dar asta este situația față de ce avem la nivel de țară. Era normal să nu fie prezentă pentru că se propagă foarte, foarte ușor boala, este foarte greu de stăpânit. S-a făcut foarte puține lucruri pentru a o stăpâni această boală. Vorbim de pesta porcină africană, pentru cei care nu știu lucrul ăsta, dar cred că toată lumea e la curent cu ceea ce se întâmplă în sectorul suin. Dacă începem să vorbim de pesta porcină africană, durerea mea este mare. Noi avem peste 50.000 de capete de porci în trei complexe. Vă dați seama că am stat cu sufletul la gură. Pur și simplu am introdus inclusiv pază militarizată pe absolut toate cele trei complexe, să ne păzim de toate relele, de toate negândirile și nelegiuirile care le întâlnim la tot pasul, de toată indiferența celor care ar trebui să nu fie indiferenți la ceea ce se întâmplă în țară. Și atunci ne-a rămas un singur lucru, să ne păzim cu pușca. Asta este soluția astăzi și de aceea am recurs la pază militarizată. Bun, până să discutăm despre acest subiect dureros pentru zootehnia românească, vreau să-i întreb și pe ceilalți doi invitați pentru a câta oară vin aici la Arad, la târg, și mai ales cum găsesc ediția din 2019, că s-au mai produs niște transformări între timp, așa cum bine am observat cu toții, animalele lipsesc din cadrul târgului, dar asta nu ne oprește să venim aici, să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă la cel mai important eveniment
dedicat agriculturii, eveniment de aici din nord-vestul României. Domnul Micu. Eu vin de mic copil, nici nu se ținea expoziția aici, era în altă parte a orașului. Cred că de prin 1996-97 sunt prezent, pentru că îmi place să mă informez, să fiu la zi cu tot ceea ce e nou, cu viitorul. Domnul Călin Muscă, dumneavoastră, pentru a câta oară? Cred că de prin 2000 am început să frecventez expoziția. Anul acesta, din păcate, am cam sărit-o. Adică astăzi am ajuns aici prin conjunctura datorită invitației noastre, că altfel eram la muncă. Oricum este normal să avem aceste târguri, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt un mijloc foarte, foarte propice de a face puntea între fermieri și producătorii de tehnologie. Bun, acum revenim la subiectul pe care l-a ridicat mai devreme domnul Dimitrie Muscă. Vorbeam despre pesta porcină africană, vorbeam despre faptul că animalele lipsesc de aici, de la târg. Dumneavoastră spuneați că e normal să lipsească. Noi, vă spun sincer, și eu m-am întrebat și poate că mă lămuriți dumneavoastră să înțeleg mai bine ce legătură au oile, vacile cu porcul. Un vector care poate transmite această boală poate fi chiar omul, adică nu e obligatoriu să vie aceste animale din fermele respective. Haideți să o lămurim atât pentru mine, dar mai ales pentru cei care au venit aici și n-au găsit animale. Domnul Ghinea, boala a ajuns la noi în țară prin Mistreț. Corect. Am discutat preventiv, am ridicat problema și la președintele țării și la respectivul ministru al agriculturii care era atunci, și a spus este o problemă de siguranță națională, de ce se ateu, pentru că este o stare ca o stare de război. Ajungem că România să mai aibă 2 milioane de porci și să o importe 85% din carnea de porc. Este o tragedie pentru țara românească. Avem destui oameni care sunt crescuți cu animale, care știu să lucreze animale, care au plăcerea pentru așa ceva, le-am luat și dreptul lor, îi punem pe cei care nu sunt stare să fie aitiști, ci sunt foarte buni să crească animale, să nu mai aibă unde să lucreze. Se distruge ferme mari la nivel de țară. Toată lumea a înțeles, toată lumea a aprobat, nimeni n-a vrut să facă nimic cu împușcatul mistreților. Oare de ce? Au intrat mistreții din Ucraina. Se știa clar că intră. Nu se poate să fie o țară să nu vezi ce ți intră în țară. Sau nu s-au împușcat la intrare în țară. Eu personal le-am spus, haideți să împușcăm mistreții la intrare în țară. I-am scăpat în Delta Dunării. În Delta Dunării foarte frumos îi puteam strânge, îi puteam lichida, pentru că erau deja mistreții infestați. Nu s-a vrut. Eu atunci întreb singur, spuneți-mi dumneavoastră, nu pot să puteți să-mi spuneți, poate nici n-aveți curaj. Eu am fost singurul nebun care am spus lucrurilor pe nume. Poate că s-a vrut, pentru că la granița țării stau cei care vreau să intre și să cumpere complexele care sunt falimentare, orice loc, orice palmă de pământ unde se poate construi să facă o zootehnie. Cele mai mari ferme de vaci nu sunt ale românilor în țara românească, sunt ale olandezilor sau altor firme străine. Același lucru ajunge cu porci, că este al lui Smithfield și așa mai departe, și danezii de nu știu unde. Și românii ce-am făcut? Nici porci nu mai putem să ținem, că se cumpără 85% din carnea de porc, se cumpără din afară. Și nu știm ce cumpărăm. Și românii nu sunt destul de gândiți să fie și buni patrioți. Mergem la supermarket, că acolo găsim și carne, și izmene, și detergent. Nu este corect ce se întâmplă, dar asta e situația de fapt și la urma urmei. Nu am dovadă că ceea ce eu susțin este. Dar dacă cineva a înlăznit acest lucru, pentru că rețineți un lucru, am spus-o și nu s-a vrut împușcatul mistreților. La nivel de Arad, de județ, au intrat în pădure la Ceala boala. Acolo sunt cică un fond de vânătoare a directorului AGVPS-ului, se cheamă Deme, și după ce a intrat boala acolo a durat 3 săptămâni de zile până când a început să puște mistreții. Vă dați seama ce crimă s-a făcut, pentru că în zona adiacentă au distrus porcii de la gospodăriile oamenilor din comunele de acolo, din Petru Gerban, din Felnac, din Zădăreni și câteva comune. A început în Pecica mistreți și săptămâna trecută, și mereu se găsesc mistreți morți. Ei sunt atât de demenți, nu-și dau seama, pentru că s-a spus. Bun, vă rog să nu-i jigniți. Nu jignesc, spun adevărul. Domnul Ghinea,
Mistrețul moare, spune cartea, după ce este infestat, moare în decurs de 2-3 săptămâni. Rămân acele exemplare care fac formă de rezistență, care trec prin boală și care cartea spune că trăiesc la nivel de 400 de zile. În aceste 400 de zile, zona adiacentă a lui o infestează non-stop. Toți știm asta, nu se iau măsuri. De ce, dacă există o lege în care se spune, apărută recent la presiunea noastră, de ce, dacă există o lege să avem 0,5 mistreți pe kilometru pătrat, de ce nu se respectă legea în țara românească? De ce? De ce Parlamentul nu ia măsuri drastice de a intra în cei care nu respectă? Pentru că sunt ne amăgim cu un porc mistreți, cu nu știu ce, e posibil asemenea chestii. De ce în țara, noi suntem cei care cultivăm pământurile, nu vrem animalele pentru că fac pagube? Sunt atâtea reclamații la nivel de țara românească, cu distruge de culturi, tot de porcii mistreți, urși omoară oamenii și așa mai departe. Nu se face absolut nimic. De ce în Parlamentul țării românești este o lege care nu este de niciun fel, iar la nivel de Uniunea Europeană există o lege foarte clară și majoritatea legilor încercăm să le translocăm la ce este în Uniunea Europeană să fie și în România. De ce nu se respectă vânatul după pământul acela să fie a pământului, nu a acestor fonduri de vânătoare care după aceea vin și să plâng ce greu o duc, să le plângem de milă, să le mai dea statul ceva subvenții. Domnilor de deținători de fonduri, de ce nu renunțați la aceste fonduri dacă vă este așa de greu? Pentru că vin străinii, vin la împușcat la trofee, se fac bani foarte frumoși cu 1000 de euro un trofeu și atunci venim și ne plângem. Iar ei nu respectă densitatea. Densitatea și efectivele de animale pe câte un fond de vânătoare se face la un șpriț și la un grătar. Este trist pentru România acest lucru. Iată, țara este gata, este terminată. Industria cărnii de porc, care am fost o țară care aveam oameni pentru a crește porc, pentru a crește vită, oaie și așa mai departe. Că dacă ne termină cu porc, o să vină și blutungul la vacă și termină și cu asta. Și nu mai avem nimic. Plus, da? Că am înțeles că la granița cu Bulgaria, iată că publicul prezent aici în sală susține ce ați afirmat dumneavoastră mai devreme. Prin aplauze, am înțeles că la granița dintre Bulgaria și Turcia există pesta rumegătoarelor mici. Pericolul ăsta s-ar putea să ne pândească și pe noi nu foarte târziu, pentru că domnul Bulgaria Ghine, e o țară vecină. N-am scăpat de nicio boală care este în jur, vine și la noi. N-am scăpat, de ce n-am scăpat, domnul președinte? De lipsă de profesionalism, spune oameni pe funcție pentru că au lipit afișe pe pereți în campaniile electorale. Hai să ne fie foarte clar treaba. De acolo ni se trage. Nu am pus oameni competenți. Oamenii competenți nu se bagă la o mână cu toți porfașii. Ați ridicat problemele astea și în fața autorităților, cel puțin în fața celor de aici de la Arad. Știu că ați avut multe întâlniri între dumneavoastră, respectiv fermierii români și cei de la DSV. Ați sesizat la un moment dat o situație, mi-aduc aminte că mi-ați relatat-o, da? În care cineva v-a spus că un porc mistreț avea niște, o scroafă de fapt, avea 5 pui și ce s-a întâmplat? A urmărit-o, vi s-a explicat că trebuie să mai crească purcelușii, nu? Exact. Și după aia va fi împușcată mama. O împușcăm noi după ce mai crește purcelușii, în condițiile în care țara este plină de peste. Eu am vorbit cu directorul DSV-ului Arad, cu Agud. Eu personal am vorbit cu el. Ce nu zice să crească purcei, că mă duc eu să o împușc. Este posibil asemenea gândire și este pe funcție director de DSV? Este posibil? Ce, credeți că nu se putea opri pesta porcină dacă a intervenit focarul în pădurea de la Ceala, izola toți vânătorii, făceam și se izola și se putea opri împușcat mistreții. Au fost criminali pentru că, repet, justificat, cât rău au făcut populației din jur. Sute și sute de porci s-au împușcat. Uite-te dincolo, Cintei, Nădab, peste 1000 de porci în fiecare comună. Sunt oameni care nu au alte venituri, trăiesc și se bucură care un porc sau doi să-l taie pe un an de zile, că nu au pensii mari sau să trăiască. La țară sunt foarte mulți bătrâni și foarte mulți pensionari. Nu este păcat, nu este crimă. Și ne lăfăim și vânătorii nu ascultă pentru că nimeni nu-i pedepsește. Haideți să spunem, păi domnul Ghineam, șeful Asociației Vânătorilor pe țară se cheamă Nicolae Șelaru,
îmi trimite o scrisoare mie, pentru că eu am fost cel mai vehement în această luptă contra mistreților și a pestei porcine africane. Și printre altele începe și spune că dacă o să vorbesc prea mult, o să aibă grijă că mă trage la răspundere. Măi, nemeni, stați puțin, stați puțin, că nu s-a găsit omul care să fie șantajat. Îi răspund și răspund și pe această cale. Domnule, dumneata crești animale pe spinarea celor din agricultură, faci pagubă, dumneata nu respecti o lege, 0,5 mistreți pe kilometru pătrat, este numărul 1 pe care se discută, dar vă dați seama câți mistreți sunt la noi, domnul, în România în domnul, momentul ăsta? Domnul Ghinea, este tupeu de vânători, este tupeu de vânători. Câți mistreți, nu știu, Aradul are cea mai mare rezervație de mistreți, sunt fonduri cu peste 2000 de capete. Arăta într-una din dimineți la televizor, acum a început în zona strugurilor mistreții și devorează toți strugurii, le culeg strugurii înainte de a merge oamenii să culeagă strugurii și trage pur și simplu butucul cu totul ca să mănânce struguri. Vă dați seama? Dom'le, eu mă apăr, eu îmi fac legile, că n-am ce face, ori. Bun, știți ce e trist? Din păcate ați sesizat și dumneavoastră, cred că toată lumea a observat, faptul că omul e singurul neprotejat și nu exagerez cu nimic. Spuneați de ce se întâmplă cu mistreții, ce se întâmplă cu alte animale sălbatice. Vorbim de mistreți care intră în gospodării și fac prăpăt, fac ravagii. Aceiași mistreți, în afară de faptul că împrăștie pesta porcină, au distrus culturile de porumb. Cunosc oameni... De soia, de cartofi? Exact, în anumite zone ale României, care... practic nu mai pot face rotația culturilor și sunt nevoiți până la urmă să piardă și subvenția aia de la APIA, că au declarat acolo că au cultivat porumb și mistrețul a venit în urmă și a ras tot. Domnul Chine, avem o soluție. Ați văzut când ciobanii s-au dus la Parlamentul Țării și au obținut să-i lase cu numără de câini care se voia, pentru că vânătorii, inclusiv asta, au vrut să omoare câinii ciobanilor ca să nu distrugă vânatul. E posibil, probabil că ne rămâne o singură soluție. Agricultorii să ne ducem și noi în Parlamentul Țării și nu mai venim decât pe loc să facem legea vânatului și a vânătorilor. Nu se poate, dar e tragedie. Vă dați seama, un ministru care dă un asemenea ordin, se cheamă ministru Deniș, de la Păduri și Ape. O nesimțire crasă, domne. De ce nu urmărești? Dacă tu ca ministru ai dat o lege și nu ești în stare să urmărești ce se întâmplă și organele abilitate nu urmăresc să ducă o lege la îndeplinire, dar ce să vorbim de mistreți? Cât rău face. Uitați-vă că urșii omoară oamenii. În zonele de acolo ies, omoară oameni și nu se întâmplă nimica. Era scandal mare că unul a pușcat ursul pe vârful clădirii. Și îl cercetăm disciplinar sau eu știu cum și nu contează că omoară oameni. Ce contează? Bun, domnul Călin Muscă, ce se întâmplă în fermele dumneavoastră ca în momentul de față, să vis-a-vis de pesta porcină? Să revin un pic la discuția dinainte. Cred că marea noastră problemă este foarte clar ilustrată de zicala țara arde, baba se piaptănă. Adică dăm foarte multe normative, din contră facem un hățiș legislativ în care nimeni nu are o răspundere foarte clară, că se părăștie, se duce vina de pe o instituție pe alta. Toată lumea este acoperită de hârtii, știți? Eu vreau să fac, dar am cerut punct de vedere de la cealaltă instituție care mă trimite la cealaltă și ajungem, cazul concret cu împușcatul mistreților pe fondul de la ceala, timp de 3 săptămâni au încercat să găsească loc pentru îngroparea lor. Nu ne lasă apele române, dincolo nu ne lasă că e zonă protejată, dincolo nu avem de la mediu. Și nimeni nu răspunde, de fapt. Problema noastră este nu că nu avem legislație. Poate că ăsta e și rolul, cu ghilimele de rigoare, al acestei birocrații, ca să nu răspundă nimeni în final, că fiecare se poate prevala de faptul că nu el trebuie să răspundă, sau fiind atâția care răspund, nu se mai știe până la urmă vina cui aparține. Păi aici este problema noastră principală. Avem o suprareglementare din punct de vedere legislativ, dar nu se găsește un organism care să armonizeze legislația pe diverse instituții. Pentru că DSV-ul vine și are o legislație, mediul are altă legislație, agricultura are o altă legislație, să spun, sănătatea are altă legislație, dar nimeni nu vine să-i așeze pe toți la masă. Păi, ce îmi spui tu aici nu se potrivește cu ce vrea celălalt. Eu ca și fermier, sau vreau să construiesc o fermă, da? Mă duc și eu mă lupt cu toate instituțiile astea pe care le-am înșirat acum pe rând.
tu îmi ceri ceva, celălalt îmi cere altceva. De multe ori îmi cere, vin pompierii, de exemplu, cum tot construim ferme, și îmi spun și aia, și aia, și aia. Păi nu se poate să ajungem la condițiile la care noi avem în, mai mulți hidranți în ferme decât sunt în spitale în ziua de astăzi. Deci nu e normal așa ceva, adică noi suntem suprareglementați din toate punctele de vedere și te duci într-un spital și vezi 5 hidranți. Nu mai vorbim de căi de acces. Adică, hai să înțelegem un pic ce vrem să facem de fapt. Încercăm sub orice formă să punem piedică și să stopăm orice formă de investiție pe care ne-o putem permite noi, fermierii români. Pentru că dacă vorbim de grupurile mari de afară, e probabil, poate să fie inclusiv asta explicație. Fermierii de afară vin cu altă forță financiară și în momentul acela zic ok, mie mi-e simplu, mă costă încă 500.000 de euro în plus ca să respect toată legislația asta și eu o fac. El nu o face, așa că rămân singur pe piață. Domnul Micu, dumneavoastră nu sunteți crescători de suine, lucrați numai în sectorul vegetal, dar cu siguranță că aveți prieteni care au întâlnit astfel de probleme. Cum comentați din punctul dumneavoastră de vedere? Da, am prieteni, chiar sunt în stânga mea. Nu mi se pare normal nici mie cum se abordează lucrurile vis-a-vis de animalele sălbatice și multe alte lucruri. Și la noi aveți în zonă... probleme cu animalele sălbatice în zona dumneavoastră? Și la noi în zonă și în alte zone din județul Arad. Pot să vă spun, în zona mea mă aflu la 10 km în linie dreaptă de rezervația de la Sat Chinez, unde acolo sunt foarte mulți mistreți. Chiar anul trecut au făcut pagube foarte mari la cultura de porumb. Unele parcele le-au devastat din primăvară, de când s-a semănat până la recoltat, unde producția de porumb a fost în jur de 3-4 tone, pe când la parcelele unde nu erau bântuite de mistreți, producția a fost de 11-12 tone la hectar. Și nu numai mistreți, și alte animale sălbatice, căprioarele toată iarna tăvălesc, rapița, grâul, orzul, ce culturi mai avem, iepurii primăvara mănâncă floarea soarelui, hârciogii fac ravagii în alte zone din județul Arad. Nu este normal ce se întâmplă. Anul acesta, în primăvară, am fost în zona Pecica la un coleg de-al meu de facultate și m-am îngrozit câte animale sălbatice erau pe câmpurile de la Pecica, pe lângă autostradă. Bun, ajungem implicit la un alt subiect, cel legat de asigurările agricole. Aș vrea să dezbatem și această temă, pentru că aș vrea să știu de la dumneavoastră cât de tare își fac firmele astea de asigurări treaba. Asiguratorii nu asigură daune provocate de animale sălbatice. Seceta o asigură? Seceta o asigură, da. Numai anumite societăți. Numai anumite societăți. Este Agasul, care este o firmă austriacă și care asigură și seceta. În rest nu se asigură seceta pentru că aici este mult loc de interpretare. Sunt ploile de vară care aici plouă, la capătul de acolo nu plouă. Unde ai pluviometru și stația meteo a prins sau nu a prins, se întâmplă necazuri din astea și au pățit mulți colegi, dar și aici intervine destul de multe șmecherii. Am lucrat cu firmă care vrea să te prostească doar să ia banii. Franciză asigurată, 10% ai franciză pe sol asigurată sau pe cultură. Vă dați seama, eu am avut în anul acesta 3500 de hectare de porumb. La 10% franciză de cultură era 350 de hectare la care nu mi se dădea niciun leu. Dar plăteam, eu plăteam procentul acela cât am ajuns la... ca și taxă pe toată suprafața, dar el 350 de hectare nu mi-o dă. Bun. Sigur că se pot negocia destul de dur, am avut cazuri, am avut și instanțe și judecăți din cauza asta, au încercat firmele de asigurări să ne păcălească, a fost chiar cu Asiromul și nu m-a ascuns să-i dau ăsta și până n-am ajuns în instanță n-au dat banii, după care mi-au dat bani mulți și frumoși. În regulă, luăm câteva minute de publicitate, după o scurtă pauză comercială vom reveni aici la Arad, la Agromalim și vom discuta și pe alte subiecte, așadar rămâneți alături de noi.